seara. Bun venit la Prisma de Realitate. Astăzi, două morți tragice au fost atribuite de Ziua Mondială a Sănătății, nu sistemului muribund, ce mai mult provoacă decât alină suferința oamenilor, cât strategiei ministrului UDMR al Sănătății, ce că e ortilor de a-l reforma. Televiziunile avide de emoția dramatică au performat întreaga zi, s-au luat la întrecere cu medicii legiști, făcând autopsia zilei mai degrabă decât acelor 20 de ani de degradare continuă și progresivă a sistemului medical la nivelul lumii a treia. Corupția și incompetența endemice vor mai face victime din nefericire. Duminică la Cluj a fost inaugurată statuia ecvestră al regelui Matei Corvin, simbolul prețios al orașului, care a devenit un prilej de etalare spectaculară a mândriei și coeziunii naționale a maghiarilor, fără inhibiții. Invitații din această seară au participat în roluri diferite. Acolo unul din ei a fost singurul politician român din Cluj care a încercat să rezoneze oarecum cu starea difuză de stupefacție, de alarmă resimțită de comunitatea românească. Atât sănătatea, cât și relațiile echilibrate româno-maghiară sunt imperative ale destinului nostru colectiv pe termen lung, ale celei mai nevralgice zone a securității naționale. Ele transcend politicile partizane și atingerea veroasă și meschina politicianismului nu le poate decât dăuna. Poliția și puterea și opoziția le transformă deopotrivă în muniția războiilor politic și consecințele nu pot fi decât nefaste pentru noi toți. Această seară, invitații noștri, domnul doctor medic Laszlo Otilo, președinte UDMR Cluj și viceprimar al municipiului. Bună seara. Domnul deputat Mircea Giurgiu. Cum aș putea să vă spun, domnul Giurgiu? Deputat independent în devenire sau PDL în suspendare? În acte sunt PDL, eu mă sunt independent. Bine ați venit, vă mulțumesc pentru prezență. Bine v-am găsit. Astăzi am asistat cu toții la acest puseu de agitație, de tragic, datorită unor morți care au fost considerate, cauzate fiind de închiderea spitalelor, care a fost anunțată de ceva timp și este o etapă a reformei sistemului medical, așa cum o vede coaliția guvernamentală. Dumneavoastră, domnule Giurgiu, ați făcut astăzi o declarație destul de incendiară. Ați reușit performanța oarecum de a adăuga la tonul opoziției care vorbește de tendința de a fi antipacienți, anticetățean a puterii, ați adăugat și accentul de antiromânesc. Nu, eu am, fără să știu ce se întâmplă, era la miază când am avut conferința de presă la ora 12, dar eu vreau să pornesc de la ceea ce simțim noi cu toții. Mă refer ca oameni simpli, ca oameni normali care avem nevoie de asistență medicală. Nu știm noi când. Nu depinde de noi. Oricare dintre noi poate să pățească ceva, Doamne ferește, și atunci avem nevoie de asistență medicală de specialitate. Eu vorbesc acum ca și pacient. Domnul Otilo este specialist, fiind medic. Eu sunt doar ca simplu pacient. Și politician? Da, și atunci eu știu că încă de ani de zile când se întâmpla, când mergeam la spital sau oricare dintre noi avea probleme sau cunoștințele noastre sau rudele sau vecinii, prietenii, colegii, erau foarte mari probleme cu asigurarea paturilor în spitale, cu asigurarea tratamentului, cu asigurarea a tot ceea ce e necesar pentru un om bolnav care se internează în spital și care s-a vorbit de multe ori chiar și la Cluj medicală. Într-un centru de performanță academic, medical, de mai mulți pacienți într-un singur pat, supraaglomerare. Așa este. Și atunci, în primul rând, lipsa mijloacelor de tratament. Atunci măsura care a venit acum de închiderea spitalelor cred că nu este corectă și susțin asta fiindcă nici măcar n-a venit prin Parlament să o discutăm, să fie un proiect de lege pe care să-l discutăm, să putem analiza, să venim cu propuneri de amendamente, așa cred că ar fi fost normal. Din păcate nu s-a discutat în Parlament, guvernul a venit cu această decizie și eu cred că nu este corect față de populația României care plătește asigurări sociale de sănătate și noi ca angajați și angajatorul și din această cauză să ne mulțumit pe întreg guvernul, dar în special pe ministrul sănătății, fiindcă nu știu cum a putut ministrul sănătății ca om să vadă ce se întâmplă în acele spitale care au fost închise, erau bătrâni bolnavi, foarte, abia se mișcau, erau femei care au născut de o zi, două și care trebuia să se mute de acolo și erau atâția oameni care se descurcau foarte greu, unii nici nu puteau să, eram văzut pe cărucioare cu rotile. Deci e o situație în care orice om normal dintre noi cred că s-ar simți cumva deputat, vinovat, chiar dacă nu ai luat o decizie. Și atunci, eu m-am referit astăzi și la
La această măsură, din altă perspectivă, m-am uitat la spitalele care au fost închise și am văzut că în Covasna și Arghita nu s-a închis niciun spital și am mai văzut... Este adevărat, dar nu sunt singurele județe din țară unde nu s-au închis spitalele. M-am uitat la Covasna și Arghita. Ați făcut o comparație strict pe acest criteriu. Eu vreau să spun că n-am nimic cu absolut nimeni. Am avut colegi și am colegi prieteni. Ne înțelegem foarte bine, nu e nicio problemă. Dar nu pot să nu constat că ceva nu e în regulă și mai ales o să cer săptămâna viitoare printr-o interpelare adresată Ministrului Sănătății, domnul Cecheotilă, să vedem câți bolnavi din România se tratează în străinătate, să vedem cât costă tratamentul, să vedeți că sunt în Ungaria. Toate racilele groaznice ale sistemului românesc de sănătate, faptul că unii români se pot trata în străinătate, este totuși... Dar nu e problema, nu e problema asta. Nu vorbim de protipendat care merge la Viena, vorbim de oameni simpli, eu mă refer de pe frontiera de vest la care vă ați referit dumneavoastră, care se pot trata și în Ungaria. Eu mă refer la altceva. Nu e foarte bine că se tratează, dar dacă se tratează pe banii lor. Problema apare când se tratează pe banii noștri, fiindcă sunt tratamente pe care... Dar nu sunt care... și banii lor, domnul Giurgiu. Nu, pe banii lor. Pe banii, contribuțiile lor. Mă refer la banii Casei de Asigurări de Sănătate din România. La asta mă refer. Da, dar ei nu merg, în Ungaria să se trateze din patriotism local, unglesc. Merg acolo pentru calitatea medicală, care e percepută sau chiar este mai... Și eu spun atunci, dacă tot avem bani să plătim tratamente străinătate, deci nu avem bani să ne construim noi în România asemenea unități medicale, să putem plăti medicii, să putem plăti asistentele, să putem plăti acele aparate performante, unde să putem merge cu toții și nu să mai fie nevoie să mergem în altă țară. Da. Asta e problema și eu cred că trebuie să punem accent pe dezvoltarea și pe sprijinirea sistemului de sănătate România. Deci înainte de a intra mai adânc, și să nu desființăm spitalele. Înainte de a intra mai adânc în articulațiile acestei reforme și ce trebuie făcut, să ascultăm argumentele puterii. Domnule doctor Laszlo, dumneavoastră ca medic, cum vă simțiți în sufletul dumneavoastră? Cum reconciliați compasiunea, devotamentul ăsta de pujul rământului Hipocrate, grija pentru viața umană, pentru suferinți, pentru pacienți, cu imperativul pragmatic, politic? Foarte prost. Și recunosc acest lucru. Și vă spun, am să încerc să vă explic și de ce. Pentru că și în calitatea mea de viceprimar mă confrunt cu și cu o altă problemă. Și cred că fiecare din acei oameni care reprezintă o autoritate publică locală sau județeană care a devenit proprietarul unei instituții medicale, unde ni s-a transferat atât imobilul în anii precedenți, respectiv deciziile de la acest nivel, o bună parte din decizii nu ne-au fost transferate. Practic, noi aplicăm principiul subsidiarității doar parțial în acest domeniu. Deci au rămas o serie de decizii, avize și așa mai departe, datorate acelor angajamente luate de către guvern în fața instituțiilor financiare, care trebuie respectate. Asta este un aspect. Al doilea aspect care aș dori să... Să vă spuneți, vă rog, și imediat și idei relevante de domnul Giurgiu, în sensul că imediat, nu este vorba doar de vecinătatea geografică, spațială, aici fizică, dar și de dânsul a invocat și situația județelor Arghita și Covasna. Poate fi suspectată o lipsă de loialitate a ministrului Ceche față de cetățenii români? Nu. Și aici vreau să ajung și să vă explic. În 2009, și domnul Giurgiu, în calitate de parlamentar, a aprobat și în 2009, și în 2010, și în 2011 un buget unde sănătății sunt alocate 3,75% din bugetul național. În condițiile în care în 2010... Cel mai mic, trebuie să spunem, din Uniunea procent din Uniunea Europeană. Asta însemnând că în 2010, cu toate că se știa că 1,2%, deci cam o treime din această sumă vor fi plățile pentru datoriile acumulate în perioada 2009, practic putem vorbi de undeva de 2,5% care bani disponibili din bugetul național pentru acest sector. Cu toate acestea,
declarativ spunem că este un domeniu strategic și ne asumăm importanța finanțării sistemului sanitar și al celei de educație, dar atunci când se pune problema practică de a vota bugetul, atunci ne mulțumim sau închidem ochii sau închid distinșii noștri colegi și aprobă un buget cu astfel de sume. Și atunci trebuie luate măsuri ca să ne încadrăm în acele prevederi bugetare, pentru că nu știu dacă știți, cine nu respectă din septembrie anul trecut bugetul care este alocat este pasibil de responsabilitate penală. Și asta a însemnat că trebuiau luate o serie de măsuri pentru a ne încadra în această sumă disponibilă. În un alt argument... Domnul Ciuciu a vorbit de lipsa trecerii prin Parlament a acestei prime fază. Și a oricăror discuții. Și a oricăror discuții și a oricăror dezbateri publice și aici la asta putem adăuga și să spunem inabilitatea sau mediocritatea domnului Ceche a comunica cel puțin. Și aici publicului cu dumneavoastră și să știți că de multe ori discutăm inclusiv cu domnul Ceche această problemă. Eu vreau să fim înțeles. N-avem nimic cu nimeni, dar nici nu putem să nu spunem fără să spunem nimica, să fim de acord cu ce se întâmplă. Așa. Nu putem. Și indiferent câtă bunăvoință am avea noi. Eu consider aceste măsuri ca niște măsuri luate într-o perioadă prea scurtă, fără a se asigura alternative din prima clipă a acelor evenimente care le vor genera astfel de măsuri. Dacă ne uităm la hartă, în zona noastră, Sărmașul în județul Mureș, Mociul la Cluj, Ocna Mureș în Alba. Cu toate că, referitor la Mociul, am avut promisiuni că nu va fi desfințat. Până în ultima clipă am sperat, fiindcă am avut promisiuni toate, inclusiv în partea domnului ministru. V-am ascultat și imediat... Nu, dar mă supără că nu se țin de cuvânt. Au mai fost alte... Deci mă supără că nu se țin de cuvânt. Au promis că nu o să desfințe. Deci mă supără că nu se țin de cuvânt. Trebuie să spunem însă că și autoritățile locale au interese electorale. Nu, autoritățile locale... Atât timp cât autoritățile locale cunosc foarte bine situația și eu le susțin întotdeauna autorității locale. Le susțin că știu de ce au nevoie acolo, știu ce trebuie să facă și ce e și mai greu ce a spus și domnul viceprimar, ce e rău, e că li s-a transferat, de exemplu, li s-au transferat spitale, iar decizia aia ministerul închide spitalul ăla. Păi cum dacă eu am proprietatea noastră? Nu? Domnul Lasu, de exemplu, în februarie, când a anunțat această măsură de închidere a spitalelor... Vă rog, permiteți-mi un pic ca să-mi termin ideea și apropo să discutăm și problema Mociu sau a celorlalte spitale. Din decembrie, atunci când se prevestea o astfel de măsură, ba mai mult atunci când a fost pusă în dezbatere publică, să știți că atât la Mociu există niște autorități extrem de responsabile care în decurs de 6 ani de zile au pus în practică o strategie pe termen lung. Asta însemnând, au facilitat dezvoltarea asistenței sociale și a căminelor de bătrâni în comună, au investit în acel spital și au revitalizat un spital, au făcut un centru de permanență unde medicii de familie n-au fost plătiți 5 luni de zile și au lucrat pe gratis și au făcut un punct de lucru al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj. Tocmai ca să deservească acei 22-23 de mii de oameni care trăiesc în acea zonă. Cu toate acestea, atunci, următoarea etapă a fost acea dezbatere unde au fost implicați șefii de instituții de la Mociu, respectiv Spitalul Clinic de Recuperare de la Cluj, ca să înființăm o secție externă a Spitalului Clinic de Recuperare la Mociu, care ar fi însemnat pe de o parte lărgirea serviciilor acordate la Mociu și în același timp posibilitatea de transfer a pacientului care provine din zona Mociu după perioada de tratament acut să poată fi transferat și să îi se acorde asistență de specialitate de către medicul de la Spitalul de Recuperare. Așa a plecat această propunere semnată de către directoarea de la DSP, în urma consultațiilor și în prezența consilierului Ministrului Sănătății. Propunerea de la noi așa a plecat. Această metodă a fost urmată și de către colegii din Sălaj și Spitalul Crasna a devenit, sau propunerea dânșilor a fost ca să devină o secție externă a Spitalului Jibău, respectiv celelalte secții. Da, și noi am avut marea surpriză că atunci când
cu toate demersul că am făcut demersul acesta nu este totuși inuman, e foarte tehnic, tot ce a spus domnul viceprimar este adevărat, dar numai că unde e grija pentru soarta oamenilor, pentru că n-a fost nicio pregătire, n-a fost nicio am deschis monitorul oficial și am constatat că nu mai există aceste spitale și vom avea șamele care le vedem în aceste zile. Noi ne referim să externeze treptat pacienții, ca noi ne referim zilei de 1 aprilie când ele s-au închis oficial. Noi ne referim strict la Mociu, exact ce a spus domnul viceprimar s-a întâmplat și uite ce a ieșit. Așa, și am deschis deci monitorul oficial. Nu ține cont de absolut nimic. Ministrul, ministerul, tot ce de acolo. Nu așa se întâmplă. Deci nu e în regulă. Ceea ce ține de dispersia geografică a acestor unități, să știți că este destul de pestriță situația. S-a luat în, mă rog, anumiți parametri tehnici și financiari au fost studiați. Atunci, pe de altă parte, o altă propunere făcută de la nivele mai joase și din Cluj și din alte părți, ceea ce constat eu și o spun în plenitudinea capacităților mentale, nu există o diferență între centre universitare și celelalte județe care nu sunt centre universitare. Deci nu putem compara cu, să nu mă înțeleagă nimeni ca și falsă modestie. Există un proiect privind clasificarea unităților lăsați, medicale. Domnul, lăsați-o că dincolo de festivismul și triunfalismul centrului universitar, există și acolo probleme. Sunt clinici universitare probleme care nu au aspirină sau lipsă. Da, dar nu e vina lor. Lucruri elementare pentru asistența medicală. Fică nu au bani. Așa cum se întâmplă, de exemplu, la Cluj cu centrul... Și să nu uităm că Organizația Mondială a Sănătății a dat un semnal de alarmă României anul trecut că 2%, și se pare că pentru ei asta înseamnă un prag critic, 2% din forța de muncă calificată, medici, asistente, au părăsit deja România. Da, cred că mult mai mulți. Mai mulți. În realitate sunt mai mulți. Iar Institutul Inimii din Cluj, și asta e o întrebare la care trebuie să ne răspundă cineva, de ce nu are fonduri? Institutul Inimii din Cluj nu are fonduri, Ministerul nu-i acordă acele fonduri. Instituțiile de ce are? Subordinea Ministerului. Ce spuneți de argumentul ăsta, domnul Giurgiu, că cel mai mic procent din PIB din Europa pentru sănătate, în schimb, mai mare număr de paturi la pacient decât media europeană. Avem 6,4 4 la 1000 de locuitori. Aici și cu, și cu guvernul. Și ministrul Ceche spune că la un moment dacă 92% din bugetul alocat acestor spitale închise acum merge pentru salariile. Deci nu, ele au devenit într-un fel surogate. Nu, vreau să vedem ce sociale. Vreau să vedem ce economii capabile să producă performanță medicală. Vreau să vedem ce economii se vor face. Din punctul meu de vedere spun că nu se vor face economii și o să vedem. Prima etapă nu se vor face economii și dacă o să vedem. Vă dau răspuns. Pe de o parte, pe de altă parte, bugetul. Apropo de buget, e foarte bine că a spus problema, fiindcă de fiecare dată eu am fost la guvernare. Împreună am fost parteneri. Și normal că am votat ce a spus guvernul. Dar tu știi de vină. Eu că am votat sau e că n-a venit cu un buget normal care să acopere toate nevoile? Pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care se votează bugetul, toți miniștrii sunt întrebați, sunt chemați la comisii, discutăm cu ei. Iar dacă spun că sunt mulțumiți, noi putem să-i obligăm? Noi, Comisia de Agricultură, în 2009, a fost ministrul Mihai Dumitru, a venit și am suplimentat cu 2,5 miliarde de lei banii. Și în plen a spus că nu are nevoie și a tăiat. Și pe nu a primit subvenții pentru agricultură. Din păcate, timpul este... Dacă mai aveți pe scurt, scurt. Numărul de paturi. Aici avem o deficiență privind la numărul de paturi la care ne raportăm. Diferența între sistemul nostru sanitar și a celorlalte țări mai dezvoltate decât noi este următoarea. Suntem printre... poate printre puținele țări, unde asistența cronică nu ține de Ministerul Sănătății. În Occident avem un număr relativ mic de paturi pentru asistența de urgență și cea acută și un număr mult mai mare de paturi pentru asistența bolnavilor. Probabil asta a stat la baza raționamentului de a transforma unele din aceste spitale în case de bătrâni, în cămine de bătrâni. Care în statele în Europa tot nu se justifică. Nu prea există. Nu desfințez un spital, dar desfințez un cămin de bătrâni decât să desfințez un spital. Nu e în regulă nici asta. Deci noi avem multe paturi. Și mai ales la Mociu, unde sunt deja și trimiți oamenii sute de kilometri. Noi avem multe paturi acute și foarte puține paturi cronice și nu este, scuzați-mă, eu sunt de profesie medic, eu nu văd o delimitare așa de clară între asistența cronică și asistența omului în vârstă. Și nu știu
și nu prea înțeleg ce caută treaba asta la Ministerul Muncii. Acest transfer s-a făcut în 2002 sau 2003 de la Ministerul Sănătății cu fondurile APL. Cu voia dumneavoastră, vă rog. Avem doar un minut jumate și vreau să vorbim puțin de sărbătoarea de duminică, pentru că amândoi ați fost implicați în roluri diferite acolo și sunt curios, domnul Laszlo, dumneavoastră știți cum se spune că de obicei oamenii care au, de exemplu, cei mai mari anticomuniști în timpul războiului rece aveau mai multă nonșalanță de a trata cu comuniștii, pe când ceilalți erau inhibați. Poate asta este explicația că dumneavoastră, spre deosebire de Tökes Laszlo, duminică a ținut un discurs în limba maghiară fără să-l traduceți? Da. Ca viceprimar al Clujului? Știți care e povestea foarte interesantă? Pentru că aveți o impresie de un om tolerant, nu un extremist. Deci, inițial ne-am înțeles cu domnul primar că vom avea același discurs. Dânsul avea, deci același discurs era în limba maghiară și era și varianta în limba română și ne-am înțeles că dânsul o va prezenta în limba română, eu în limba maghiară. Bun, a fost o defecțiune tehnică. Nicio defecțiune tehnică. Domnul primar a venit cu un discurs propriu și atunci când le-am confruntat, atunci ideile erau aceleași. Da. Deci nu avea niciun rost ca să... Domnul Giulia s-a supărat, ați vorbit de o interpelare adresată prin premierul Ivoc și de ministrul de interne Igaș. De ce? Cine e de vină că în Piața Unirii, în jurul statuii regelui maghiar, în jurul catedralei Sfântul Mihail, romano-catolic de 600-700 de ani, a fost o mare de steaguri maghiare? Cine tot în regulă, problema e că România acolo... Nu. Sau maghiarii au fost de vină că românii n-au venit cu steag? Nu, românii au fost de vină. Maghiarii cu ce sunt de vină? Ei au venit și au sărbătorit ziua, statuia, mare sărbătoare de inaugurare, de reinaugurare, să zicem, da? Dar românii au fost de vină. Autoritățile publice, locale și centrale. Păi atâta vreme că știi că ai organizat ceva cu bani de la guvern și cu bani de la guvern și cu bani de la autoritățile administrației publice locale, era inadmisibil ca autoritățile române... Unde nu s-a făcut un protocol de inaugurare împreună, colectiv? Nu. Autoritățile române să nu arate acolo că avem și noi steaguri, nu numai cei din care au venit din Ungaria. Eu m-am simțit... Păi au fost vreo 100 și ceva și la noi un singur steag. Am înțeles. Și atunci eu m-am simțit, pe ce se întâmplă aici? Parcă eram străin, nu știam ce se întâmplă. O discuție mai interesantă ar fi fost, de exemplu, steagurile. A apărut un articol interesant astăzi, compara pubelele de gunoi comandate de primarul Funar prin anul 2000, vă amintiți, cu un mesaj naționalist, patriotic maghiar, care a apărut la Ghiula, nu în România, la Ghiula, pe ambalajul unor pachete de hârtie igienică. Citatul dintr-un conte, nu îi rețin numele acum, o figură importantă a istoriei maghiare, secolul XIX, un citat însuflețitor, nu? Despre națiunea maghiară, apare pe acest... Poate că ar fi fost mai interesant o discuție despre citatul lui Iorga, pe care Horthy l-a scos de pe statuie, Ceaușescu n-a îndrăznit să-l pună înapoi, și care spune, învingătorul în războaie, învins doar de propriul neam la Baia, nu a putut birui Moldova nebiruită. Pentru că statuia are un steag moldovean aplecat. În ciuda adevărului istoric... Da, această inscripție a fost pusă în 10 decembrie 1932, seara pe la 10:30-11, de către tinerii legionari. Iar atunci când a fost, prima dată s-a vorbit despre ea, atunci domnul Iorga a avut marea contribuție că a salvat această statuie de dispariție în 1919 sau 20. A fi o discuție foarte interesantă, dar trebuie să încheiem. Pot să mai spun doar câteva secunde. Foarte scurt, foarte scurt. Vreau să vă spun că luni o să depun o interpelare către Ministrul Culturii, adresată Ministrului Culturii, care solicită fonduri pentru statuia lui Mihai Viteazu din Piața Mihai Viteazu, în așa fel încât și acolo e nevoie de lucrări, să fie tot în regulă. Vreau să liniștesc pe domnul deputat că acolo vor fi sigur doar steaguri românești. Nu contează, contează să nu fie și moldovenești. Vă mulțumesc foarte mult. Tuturor o seară bună. Nu e așa.